După masa aceasta, citim Cuvântul lui Dumnezeu. Poate că nu sunteți obișnuiți, dar în seara aceasta o să vă citesc o jumătate de verset. Această jumătate de verset se află scris la Cartea 1 Ioan, capitolul 2, versetul 14, de la jumătate spre final. Întâi Ioan, capitolul 2, versetul 14, de la jumătate spre final. V-am scris tinerilor. Sunteți mulți tineri aici, Domnul să vă binecuvinteze. Dar eu am înțeles că sunt două feluri de tineri. Tineri și tineri mai bătrâni. Așa că lărgim un pic spectrul în seara aceasta. Putem să scriem, să zicem, v-am scris oamenilor sau tinerilor, fiindcă sunteți tari. Și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați zbiruit pe cel rău. Amin. Acum gândiți-vă dumneavoastră că s-ar lua curentul, s-ar lua lumina. Mai vedem ceva în Biblie. Eu am Biblia deschisă, dacă se ia lumina, nu mai văd nimic în ea. Acum dumneavoastră trebuie să înțelegeți, lumina care ne face să vedem în Scripturi este Duhul Sfânt. Amin. De aceea să ne rugăm în seara aceasta ca Duhul Sfânt să facă lumină. Noi putem să ținem o Biblie deschisă, putem să predicăm și să nu fie lumină. Dar Cel care aduce lumina este Duhul lui Dumnezeu. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze în cuvânt în seara aceasta, în slujbă, să ne rugăm pentru copilași să aibă un duh liniștit, să ne rugăm pentru noi să putem asculta Evanghelia, rugați-vă și pentru mine ca Dumnezeu să-mi dea putere și să avem o rugăciune comună în care să cerem ajutorul lui Dumnezeu, să ne smerim, să ne umilim și Dumnezeu să aducă lumină în seara aceasta. Ne rugăm cu toții, Domnule. Dragilor, eu în seara aceasta am fost chemat aici ca să vorbesc. Dar dacă rămâneți doar cu vorbirea mea, ați venit degeaba în seara asta. Încercați să așteptați să vorbească Dumnezeu. Eu pot să vorbesc în seara asta și să nu vă fie de folos, dar când vorbește Dumnezeu, se întâmplă lucruri. Eu sunt un predicator care, unii dintre noi să știți, nu-mi plac nici introducerile, nici prezentările, așa că o să intrăm direct în subiect, dacă pot să reafișez versetul sau jumătatea de verset. Spune așa, v-am scris tinerilor sau v-am scris oamenilor, fiindcă sunteți tari, puternici. Mă vreau să vă întreb, din perspectiva dumneavoastră, ce însemnează să fii tare și puternic? Cum ați descrie dumneavoastră în Jebel un om tare și puternic? Cum l-ați descrie? Ce trebuie să aibă? Acum, din perspectivă pământească, puternic și tare însemnează BMW, casă cu etaj, poziție, funcție, prestanță, reputație, onoare, un fizic fără cusur, impecabil, condiție fizică bună și atunci când omul trece cu BMW-ul prin localitate, zice, bă, ăsta e tare, ăsta e puternic. Așa se măsoară puterea din perspectivă pământească. Adică dacă vrei să fii puternic și tare pe pământ, oamenii te descriu bogat, afacerist, sănătos, adică ești puternic și tare. Din perspectiva cerului se vede altfel. Din cer spre pământ, puterea se vede altfel. Ce însemnează să fii puternic din perspectivă cerească? Ia uitați dumneavoastră ce spune aici, zice, v-am scris tinerilor fiindcă sunteți tari și în partea finală spune și ați biruit pe cer. Știți ce însemnează să fii puternic și tare din perspectivă cerească? Să-l bați pe satana. Da, dacă săptămâna asta l-ai învins pe satana și l-ai bătut, ești tare și puternic. Dacă ai mâncat bătaie de la satana, cum poți fi? Păi dacă ești învins, ești slab. Dacă ești biruitor, învingător, ești puternic. Deci a fi puternic, dragilor, nu semnează să ai mașină, nu semnează să ai casă la cheie, nu semnează să ai o poziție, o funcție, să ai o prestanță, o reputație. A fi puternic însemnează să-l bați pe diavol. Și orice om care îl bate pe diavolul din perspectivă cerească este numit puternic. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră cum stați? Ați luat bătaie sau ați bătut săptămâna trecută? Pentru că trebuie să știți ceva. Uite, de exemplu, sunteți multe fete, poate așteptați să vă măritați.
Înainte să vă măritați cu un băiat, trebuie să-i puneți o întrebare. Te uiți la el și îl întrebi, tu l-ai bătut pe Satana? Pentru că trebuie să-i spui, dacă nu l-ai bătut și te-o bătut, luăm bătaia amândoi. Ne face praf ăsta. Păi nu are rost să te căsătorești cu un băiat care mănâncă bătaie de la diavol. Păi ce o să se întâmple în familie? De aceea prima întrebare nu este, ai mașină, ai bani, ai prestanță, ce-i taică tu, ce-i maică ta, unde ai afacerea? Prima întrebare este, mă, l-ai bătut pe Satana? Și dacă l-o învins pe Satana, ascultați-mă, nu vă mai trebuie nicio descoperire, luați-l. Numai că dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. De la începutul Bibliei până la final, diavolul, ca și Goliat altădată, iasă în fața mulțimii și are un strigăt, o chemare. Dă-mi un om cu care să mă bat! Și Dumnezeu i-a dat pe Adam și Eva și diavolul i-a făcut praf. Și diavolul strigă, dă-mi un om cu care să mă bat! Și Dumnezeu i-a dat pe cel mai înțelept om de pe planeta Pământ, Solomon, și diavolul l-a făcut praf. Și diavolul a strigat, dă-mi un om cu care să mă bat. Și Dumnezeu i-a dat pe cel mai puternic om de pe planeta Pământ, Samson, și diavolul l-a făcut praf. Și a strigat, dă-mi un om cu care să mă bat. Și Dumnezeu i-a dat pe cel mai credincios om după inima lui și diavolul l-a făcut praf. Într-o zi, când diavolul a strigat, dă-mi un om cu care să mă bat, Pilat s-a uitat și a strigat, iată omul, cu majusculă, cu o mare. Și omul acela l-a făcut praf pe Satana. Știți cine e? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru în seara asta. Diavolul ne face praf pe toți într-un minut. Ne bate pe toți odată. Singurul care l-a biruit pe Satana este omul cu majusculă, Iisus Hristos. De aceea Iisus este numit cel puternic. Nu pentru că a avut casă, nu pentru că avea un cal alb, nu pentru că avea o afacere, pentru că era bogat, nu. Iisus era numit puternic pentru că l-a învins și l-a biruit pe Satana. De aceea secretul să-l biruiești pe diavolul este Hristos în voi, nădejdea slavei. Zice, El ne poartă în carul Lui de biruință, adică biruința nu e a mea, eu nu pot să-L bat pe Satana și nici dumneata tale, nici nu aștepta să-L bați că te face praf. Dar secretul este Hristos în noi, El este cel puternic, El are carul de biruință, El l-a biruit și noi învingem prin acest secret numit Iisus. Lasă-te rog jumătate de verset afișată. Uitați-vă dumneavoastră secretul de aici. Din mijlocul acestei jumătăți de verset. Deci v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari. Și acum la final zice, și ați biruit pe Satana, pe cel rău. Asta îmi spunează vitare, să-l bați pe cel rău. Dar care e secretul, că e la mijloc? Care e secretul? Spuneți dumneavoastră. Nu e adevărat, nu e cuvântul. N-ați citit în întregime. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, faptul că aveți o Biblie cu cruce sau fără cruce pe ea nu vă face învingători. Faptul că auziți cuvântul și auziți sau consumați sute de predici. Eu știu oameni care săptămânal ascultă zeci de predici și mănâncă toată săptămâna bătaie de la diavol. Pentru că nu cuvântul te face biruitor. Nu că auzi cuvântul. Nu e vorba că citești cuvântul. Nu e vorba că ai o Biblie. Ci e vorba de cuvântul lui Dumnezeu rămas în voi. Noțiunea asta în Scriptură se numește întruparea cuvântului. Întruparea cuvântului se numește nașterea lui Iisus. Deci dumneatale, ca să fii biruitor, trebuie să-L ai pe Hristos în tine. Cum se naște Hristos în tine? Cum s-a născut prima dată, așa se naște și acum. De mii de ani Hristos se tot naște. Numai că nu se mai naște într-un pântec. De-aia gândiți-vă dumneavoastră, unde s-a zămislit prima dată Iisus? În pântecul Fecioarei Maria. Cum? Păi a primit un cuvânt, un mesaj din cer, niște cuvinte, da? I s-a spus, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere și a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. În momentul când ea a primit cuvântul ăla în interiorul ei, Duhul Sfânt a dat viață cuvântului și s-a zămislit viața lui Iisus în pântecul ei. De 2000 de ani cuvântul se tot întrupează.
dar nu într-un pântec, ci în cea mai adâncă parte a ființei umane, în spiritul tău. Și acolo când intră cuvântul, penetrează cuvântul, se întrupează cuvântul, Duhul lui Dumnezeu îi dă viață și ia ființă viața lui Iisus. Vreau să vă întreb, dumneavoastră vreți să trăiți viața lui Iisus? Cum faceți? Dragilor, viața lui Iisus nu este altceva decât cuvântul întrupat în tine, căruia Duhul îi dă viață. Asta e viața lui Iisus. De aceea nu încercați să-l bateți pe Satana. Secretul este să-l purtați, să fiți purtători de Hristos în interiorul dumneavoastră, dar viața lui Iisus Hristos se zămislește în tine în momentul când se întrupează cuvântul. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, oricum dumneavoastră vă trăiți viața în funcție de întrupări. Nu poți să-ți trăiți viața fără să întrupeze ceva. Ce însemnează întrupare? Întrupare înseamnă că ceva intră în interiorul tău și te prinde, te cucerește, te leagă și zi și noapte, mintea ta e acolo. Și dumneavoastră vă trăiți viața în funcție de ce vă cucerește, de ce se întrupează în dumneavoastră. Păi ia gândiți-vă, dacă intră în tine politica și te cucerește, ce faci mâine? Păi politic, ai toate șansele de devii un om politic. Dacă intră în tine fotbalul, ce vrei să faci mâine? Ce vrei să devii? Dacă intră în tine banul, ce vei face mâine? După ce umbli? Ce vrei să devii? Înțelegeți dumneavoastră? Dacă intră în tine cuvântul lui Dumnezeu, ce vei face mâine? Vei fi creștin. Deci întruparea cuvântului în interiorul tău, prin Duhul care dă viață, aduce în tine viața lui Iisus care te face învingător împotriva diavolului. Acum dumneavoastră aveți copii aici, Domnul să-i binecuvinteze. Trebuie să înțelegeți un lucru foarte important despre copii și puteți înțelege asta și cu slujbele care le aveți. Copiii dumneavoastră toți și ai mei, indiferent de religie, se nasc morți din punct de vedere spiritual. Ei nu au parte spirituală. Ei se nasc vii fizic și sufletesc, ceea ce înseamnă că ca și părinte trebuie să-i oferi un cadru copilului tău să crească fizic. Să-i dai papa, să-i dai lapte, să-i dai mâncărică, trebuie să-i oferi o căldură, trebuie să-i oferi un pătuț, o hăinuță, o jucărie, pentru că el crește și se dezvoltă fizic. Trebuie să-i oferezi cadrul să se dezvolte intelectual, îl trimiți la o școală, la o grădiniță, emoțional, sentimental, îi spui copilului lucruri frumoase, dar copilul dumneavoastră nu are parte spirituală, adică e mort spiritual. Ce însemnează asta? Însemnează că nu poate pipăi, nu poate intra în lumea spirituală copilul dumneavoastră. Numai de aceea zice Domnul Iisus, zice, trebuie să vă mai nașteți odată. Păi de ce trebuie să mai mă nasc odată? Pentru că nu am parte spirituală. Eu m-am născut fizic, mă dezvolt fizic. Uitați-vă dumneavoastră la copiii dumneavoastră acum. Nu vi se pare că mă sfidează în față? Deci n-au nicio treabă cu mine. Să joacă, să plimbă, ei n-au treabă cu mine. Dar de ce? De ce ei mă sfidează în față? De ce nu face și dumneavoastră lucrul ăsta? Pentru că ei n-au parte spirituală, ei nu înțeleg nimic. Uite, am pe băiatul meu cu mine, are 9 ani, Domnul să-l binecuvinteze. Când mai e câte un predicator că lângă mine, vine și mă întreabă, tati, mai predici și tu după el? Și zic, trebuie tati să predice. Dar îmi pune a doua întrebare, și predici lung? Și-i copilul meu. Păi copiii dumneavoastră nu înțeleg nimic ce se întâmplă aici. Eu știu că dumneavoastră, tai cu minte, fii cu minte. Dar el nu pricepe nimic, lui trebuie jucărie. El te trage de umăr pentru altceva, pentru că el nu are parte spirituală. Uite, puneți dumneavoastră când plecați în coridor, puneți jucării, mingi de fotbal, puneți telefoane, iPhone, puneți păpuși și puneți Biblie. Și când se eliberează biserica, spuneți la copii, vă rugăm frumos să vă duceți și să vă alegeți ce vreți voi din coridor. Așa e că și aleg Biblie. Până alegeți nici dumneavoastră. Deci ei n-au parte spirituală, păi ei nu interesează ce se întâmplă. Nu interesează cum veni Mihăiță Dănilă, nu interesează fanfara, nu interesează corul. Trebuie să știți, ei nu sunt interesați, de aia trebuie să creați un cadru pentru ei ca să stea liniștiți la slujbă. Că ei nu vă înțeleg pe dumneavoastră. Numai dumneavoastră aveți în cap că ei trebuie să vă înțeleagă. Nu vă înțeleg. Ei au nevoie de altceva. Îmi zice un copil, îmi zice ceva de Messi. Și eu zic, bă, copile, bă, vorbește de Dumnezeu, nu de Messi. Și el zice către mine,
Zice, da, dar pe Dumnezeu nu-l văd, pe Mesi îl văd. Deci nu are, el nu poate intra în lumea spirituală. De aceea Domnul Iisus a spus, trebuie să vă nașteți din nou, adică să te naști încă o dată. Cum să mă mai nasc încă o dată? Să mă bag iar în burtă, în pântec, să mai mă nasc o dată? Nu. Ce este născut carne se dezvoltă fizic. Și ce este născut duh, adică trebuie să te naști din nou, trebuie să te mai naști încă o dată. Dar cum? Prin ce? Păi dumneavoastră n-ați citit. Deci ați fost născuți din nou printr-o sămânță care nu poate putrezi. Care e sămânța aia? Cuvântul lui Dumnezeu. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți nașterea din nou, mântuirea, desăvârșirea, sfințirea, puterea, toate le deține cuvântul lui Dumnezeu pentru că este dumnezeiesc. Și când intră sămânța asta dumnezeiască în tine și Duhul îi dă viață, se naște o viață spirituală. O viață dumnezeiască, primește o fire dumnezeiască în interiorul tău. De aceea, dragilor, secretul este întruparea cuvântului în mine. Eu vreau să vă spun un lucru în seara aceasta. Niciodată în istorie nu a existat atât de mult cuvânt neîntrupat în noi. Deci predică păstă predică, predică păstă predică, slujbe cu predici, predici, ascultați acasă, vizionați, urmăriți. Dar dumneavoastră să nu credeți că asta însemnează întruparea cuvântului. Eu îmi dau seama că acest cuvânt al lui Dumnezeu nu se întrupează în noi, pentru că dacă s-ar întrupa, ar fi niște efecte. Primul efect, când se întrupează sămânța asta dumnezeiască, cuvântul tine, este că îl vei exprima în rugăciune. Primul lucru care te apucă și îți dă o dorință exagerată când intră întruparea cuvântului, este că doresc să te rogi. M-a întrebat cineva din afară, zice, bun, și acum te-ai dus acolo, care e diferența între tine și mine? Zice, creștin ești tu, creștin sunt eu. Și eu zic, ok, hai să ne rugăm, zi o rugăciune. Și el se uită la mine, zice, dar eu nu știu să mă rog. Nu poți fi creștin. N-ai cum. Primul lucru care se întâmplă când devii creștin este că începi să te rogi, vorbești cu tatăl tău. Păi cum vă închipuiți dumneavoastră fiul meu de 9 ani să zică că nu știe să vorbească cu mine? Se poate așa ceva? Păi dacă nu știi să vorbești, dacă nu știi să te rogi, însemnează că acest cuvânt, această sămânță nu s-a întrupat în tine. N-a venit viața dumnezeiască, firea dumnezeiască, pentru că în momentul când vine, ți se deschide orizontul lumii spirituale, vezi în lumea spirituală, te bucuri de ce e acolo, intri, vezi și participi. Și asta se întâmplă prin rugăciune. Dar acum vreau să vă spun un lucru foarte important. În momentul când se întrupează cuvântul în tine, vei exprima în rugăciune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea vă spun că nu se întrupează cuvântul în noi, pentru că noi în rugăciune avem dorințe, nu cuvânt. Dumneavoastră trebuie să faceți o mare diferență când vă rugați, să vă auziți ce vă rugați. Dorințe sau cuvânt. E o mare diferență. Puterea o are cuvântul. Nu că dumneavoastră nu trebuie să prezentați toate cererile, toate dorințele, toate îngrijorările înaintea lui Dumnezeu, dar forța, puterea, viața o are cuvântul. Urmăriți în rugăciunile dumneavoastră cât cuvânt aveți în rugăciune și cât dorință. E acum trebuie să știți, când exprimați dorințe înaintea lui Dumnezeu, la fiecare dorință trebuie să ziceți dacă este voia. În momentul când ai cuvânt în rugăciune, nu trebuie să zici dacă este voia ta, pentru că acest cuvânt conține voia lui. E o mare diferență. La voia lui Dumnezeu trebuie să zici dacă este voia ta, la cuvântul Domnului nu mai trebuie să zici dacă este voia lui, că asta este voia lui. De aceea are putere. Să vă arăt câteva dorințe. Oricum dumneavoastră exprimați în rugăciune ce intră în dumneavoastră, ce vă cucerește, ce se întrupează în dumneavoastră, asta vă veți ruga, pentru că omul de obicei exprimă ce îl cucerește în rugăciune. Acum gândiți-vă că aveți un copil la Timișoara care este la medicină. Și gândiți-vă că mâine are examen, da? Are examen. Și dă un examen. Vreau să vă întreb. Și vă prinde flama, copilul dumneavoastră vreți să ajungă medic. Ce exprimați în rugăciune? Ce vă rugați?
Dacă asta intră în tine, copilul tău are examen mâine, ce te rogi? Doamne, copilul meu, băiatul meu, mâine la Timișoara, la facultatea de medicină, are un examen, te rog să-i pice subiectul care trebuie, te rog să-l ajuți, te rog să fii cu el, dacă se poate să iasă profesorul pe afară, să poată să copieze. Dar asta e dorința ta. Puteți să spuneți vreunul de aici că Dumnezeu, în voia Lui, vrea ca toți copiii pocăiților să ia examene? Spuneți la toți. Are cineva certitudine în siguranța asta? Nu, eu la asta trebuie să zic dacă este voia ta. Dar atunci trebuie să pun și partea alaltă. Trebuie să mă rog să zic, Doamne, copilul meu e mâine la medicină, la facultate, are un examen de dat. Te rog, dacă e voia ta, să-l ajuți. Și dacă nu, să-l cazi. Vă rugați și partea asta? Nu, pentru că dumneavoastră aveți impresia că Dumnezeu e la heremul dorințelor noastre și de fapt când noi îi spunem o dorință lui Dumnezeu, noi prezentăm voia Lui și aia trebuie să fie, dar de fapt e voia noastră. Nu. La dorință trebuie să prezint ambele variante. Să zici, Doamne, dacă este voia Ta să ia copilul examenul, să-l ia. Dar dacă Tu știi că e mai bine și se pocăiește dacă el cade examenul, fă-l să-l cadă. Vă rugați așa? Încercați să țineți cu copiii un pic mai pe lângă dumneavoastră. Dacă eu sunt predicator foarte slab. La mine, eu am un contact vizual foarte bun și mă uit foarte mult în sală și n-ar fi numai că mă deranjează pe mine, dar obicei în cercul unde sunt copii, oamenii ăia sunt cam cuceriți de ce se întâmplă. Că v-am spus că se întrupează, se cucerește câte, te cucerește câte ceva. Înțelegeți dumneavoastră? Asta e dorința. Trebuie să prezinți ambele lucruri. Sau, hai să luăm altceva. Gândiți-vă că dumneavoastră vă adunați niște bănuți și vă duceți în Germania să vă cumpărați o mașină și vă prinde flama, vă cucerește, se întrupează asta. Ce vă rugați? Păi dumneavoastră nu vă rugați decât ce intră în dumneavoastră. Aia exprimați în rugăciune. Și ce te rogi dacă te duci să-ți cumperi o mașină? Doamne, mă duc în Germania și te rog frumos să fii cu mine. Și să mă păzești, să mă ocrotești, să mă trimiți unde trebuie, să iau mașina care trebuie. Și am văzut o grămadă de pocăiți care prin rugare ai păbutuși mașina. Și îți dezamăgiți de Dumnezeu. De ce nu lua copilul examenul? De ce? Unde a fost Dumnezeu când m-am cumpărat mașina și am dat faliment? Dar tu n-ai înțeles că asta nu este voia lui Dumnezeu, ci este dorința lui, este dorința ta și tu prezinți, Doamne, dacă este voia ta, ajută-mă să mă duc în Germania, să-mi cumpăr o mașină și dacă nu este voia ta, te rog, pune mașina pe butuci, prafă-o! Vă rugați așa? Nu, pentru că dumneavoastră aveți impresia că voia lui Dumnezeu este să reușiți, să aveți succese, să luați examene, să vă cumpărați mașini. Nu. Eu nu știu dacă e voia lui Dumnezeu toți de aici să fiți bogați. Dumneavoastră credeți că e voia lui Dumnezeu? Dar după ce umblăm toți? Să fim săraci? Nu. Dar e o dorință. Doamne, te rog, ajută-mă și pe mine să reușesc în afacerea asta. Dar dacă tu vrei să fiu sărac, așa să mă lași. Undeva într-o adunare venise cineva, i-o ars casa la cineva. Și-a venit cineva să prezinte cazul, probabil să adune o colectă, zice, fraților, o pierdut tot. N-a mai rămas nimic. Și vine după el un frate duhovnicesc și zice, s-ar putea să fie invers. S-ar putea ca Dumnezeu să-l fi lăsat fără nimic, numai cu el. De ce n-ați crede asta? Unde a fost Dumnezeu când a ars casa? Nu a fost tot acolo, nu-i pătron? S-a întâmplat fără voia lui? Nu, dar voia mea este să-mi fac casă, nu să mă ardă casa. Înțelegeți dumneavoastră? Deci când prezentați dorințe, trebuie să știți că la fiecare dorință trebuie să ne rugăm dacă este voia lui Dumnezeu. Chiar și la vindecare. Vreau să vă întreb, puteți vreunul de aici să vă ridicați cu certitudine și siguranță să le promiteți la toți bolnavii că Dumnezeu îi va vindeca? Puteți? A vindecat Dumnezeu toți orbii? A vindecat Domnul toți reproșii? A ridicat toți ologii? Bun, și pe aia care nu i-a ridicat, ce să facă? Să fie dezamăgiți de Dumnezeu? Pe unul vindecă, pe unul nu.
Unul pleacă din spital și scapă de COVID, altul intră în pământ. Păi cum e asta? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, astea sunt niște dorințe care depind de voia Lui. Și Apostolul Pavel a zis, ia-mi țepușul. Și care a fost voia Domnului? Nu ți-l iau, dar îți dau har. Și atunci trebuie să înțelegi în dorință, tu trebuie să te rogi, Doamne, dacă nu-i voia Ta, praf, pentru că eu știu că unii dintre copiii noștri se pocăiesc mai bine în pușcării, în accidente, decât într-o vilă cu Coca-Cola și cu grătarul. Dar bineînțeles că noi nu ne dorim, noi punem dorințele înaintea lui Dumnezeu, că nimeni nu-și dorește lucrul ăsta. Dar Dumnezeu în voia Lui pe unii va vindeca și îți va proslăvi numele. Și pe alții nu-i va vindeca și își va proslăvi numele și prin aia. Ați fost odată la vreun bolnav, l-ați văzut pe Sergiu fără mâini. Și credeți că Dumnezeu se proslăvește prin el? Dar el ani de zile s-a rugat, Doamne, dă mâini! Și Dumnezeu, după ani și ani, i-a dat o soție. Nu i-a dat mâini. O soție care este ca și cum ar fi mâna lui, mâinile lui. Deci noi nu știm care e voia lui Dumnezeu. De aceea, la dorință, trebuie să zicem dacă este voia Ta. Dar cum vreau să vă întreb pe dumneavoastră? Dacă dumneavoastră citiți în Biblie, iubiți pe dușmanii voștri, când vă rugați, trebuie să ziceți, Doamne, dacă este voia Ta, ajută-mă să-mi iubesc vrăjmașul. Așa trebuie să ziceți. Dar de ce nu ziceți dacă este voia Ta? Pentru că este voia lui Dumnezeu. De aceea rugăciunile nu că nu trebuie să conțină dorințe sau problemele noastre, dar astea sunt secundare. Rugăciunea puternică trebuie să conțină cuvântul lui Dumnezeu. Păi Iisus, cu ce l-a învins pe diavol? Dumneavoastră înțelegeți? Uitați-vă cât de puțin cuvânt este în rugăciunile noastre. Nu exprimăm cuvânt. Noi dăm tot cu dorințe, tot cu dorințe. Am o soră în adunare care lunea și marțea noi avem rugăciune. Și când vine lunea la rugăciune, când se roagă, se roagă cu predica de duminică. Și eu nu mai pot de drag. Dumneavoastră, lunea, cu ce vă rugați? Acum vreau să vă întreb, ce sens are predica de seara asta și de dimineață dacă dumneavoastră mâine oricum nu vă rugați cu cuvântul ăsta? Are un sens? Păi n-are niciun sens. Deci dacă dumneavoastră mâine nu exprimați în rugăciune cuvântul de astăzi, pentru ce predicăm? Care-i rostul? Care-i sensul? Și dumneavoastră când citiți din Biblie, v-ar ajuta enorm de mult, că mă gândesc că citiți în fiecare zi din Biblie, să vă rugați cu ce citiți. Noi ce facem? Noi citim ceva și ne rugăm altceva. Na, fiți atenți, eu am deschis Biblia și acum citesc, zicem, astăzi citesc asta din Biblie. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Și mă pun pe genunchi. Ce mă rog? Doamne, mă duc până la Timișoara, până la bancă. Trebuie, vezi că acasă trebuie să pun termopanele, fă să vină aia la timp, să prind aia, să... Păi ce ai citit? Păi, dar eu mă rog, exprim în rugăciune ce am citit, cuvântul Dumnezeu, și atunci mă rog, dacă sunt bărbat, mă rog, Doamne, ajută-mă să-mi iubesc nevasta. Și mă gândesc la lucrul ăsta. Și mă cucerește lucrul ăsta, pentru că dacă îl exprim în rugăciune, o să-l și practici după aceea. Și dacă e nevastă, ce te rogi? Să vină bărbatul acasă, că e aretul lui. Aici zice, nevasta să se teamă de bărbat. Și atunci trebuie să te rogi, Doamne, ajută-mă să mă tem. Când vine soțul meu, să am un respect. Dragule, bine ai venit de la muncă. Nu când intră, vezi, să-ți dai jos papucii. Că am făcut azi toată ziua curățenie. Păi măi, dar tu ce exprimi în rugăciune? Ei, mâine citesc altceva, dau o pagină și trec la alt capitol care zice, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Mă pun pe genunchi, ce mă rog? Doamne, eu am o luptă cu satana, ăsta are uneltiri, are capcane împotriva mea, ajută-mă să mă îmbrac cu toată armătura. Deci mă rog cu acest cuvânt. Și atunci în fiecare zi rugăciunea este proaspătă, nu te rogi repetiții. Eu la unii din biserică știu cum încep rugăciunea și știu cum o termină. Opriți, vă rog frumos, astfel de rugăciuni. N-au nimic de a face cu viața din Dumnezeu.
Sunt repetiții, formalisme, liturghii. Noi citim azi ceva, mâine altceva, în fiecare zi rugăciunea trebuie să fie proaspătă. Că nu citești același lucru. Bineînțeles că sunt lucruri după voia lui Dumnezeu la care trebuie să stăruiești zilnic. Acum eu vreau să vă întreb. Mântuirea oamenilor face parte din cuvânt. Și stăruim toată viața pentru asta. Sfințirea bisericii, trezirea bisericii face parte din cuvânt. Și mă rog toată viața, dar în relația mea personală cu Dumnezeu nu sunt monoton, nu sunt plictisitor. Am în fiecare zi prospețime pentru că mă rog altceva. Mă rog cu ce îmi vorbește Dumnezeu. Păi uitați-vă, Dumnezeu e aici și eu sunt aici. Dumnezeu îmi vorbește ceva prin cuvânt și eu duc înapoi ce? Ce vreau eu? Dorința mea. Nu! Duci înapoi voia lui Dumnezeu. Și dacă astăzi ai citit despre răutate, despre mânie, roagă-te despre răutate și mânie. Mâine citești despre mândrie, roagă-te despre mândrie. Poi mâine citești despre patul să fie sfințit și toate spurcăciunile să nu fie necurățit, să nu fie curvie, te rogi cu aia. Și în fiecare zi ești proaspăt. V-ar ajuta enorm de mult în viața dumneavoastră spirituală de zi cu zi să fiți vioi, să aveți viață, să aveți prospețime. De aceea, dacă nu înțelegeți nimic, măcar atât, faceți exercițiul ăsta timp de o săptămână. În fiecare zi, citiți ceva și rugați-vă cu ce citiți. O să fie tot o altă rugăciune, o să ai cuvinte în rugăciune și o să trăiești ce exprimi în rugăciune. Pentru că dumneavoastră, dacă vă prinde flama cu copilul la Timișoara și o exprimi în rugăciune, după aia ce faci în funcție de asta? Imediat dai telefon, băi fiule, cum a fost la examen? Îți trăiești viața în funcție de a exprima în rugăciune, dar dumneavoastră veți exprima ce intră în dumneavoastră. Acum, uite, voi sunteți mulți tineri aici și cântați. Să vă spun ceva, dar să nu vă supărați. Că nu spun împotriva voastră, spun la modul general. A fost o conferință numai cu lideri de închinare. Știți ce însemnează lider de închinare? Numai cu lideri de închinare și a venit un slujitor să le slujească și le-a spus, afișați o cântare pe monitor. Și-a afișat-o. Și-a întrebat primul lider, din ce verset din Biblie e cântarea asta? Și-a făcut așa. Următorul lider, din ce verset din Biblie e cântarea asta? Păi până la urmă ce cântăm? Ce cântăm? Păi cum adică cântăm și nu știm unde e Biblie ce cântăm? Păi ce cântăm? Am auzit acum câteva săptămâni o cântare, m-a uluit. Cântarea era în felul următor. Tu ești eroul meu, o, oh, o, oh, o! Oh! Puteți să-mi spuneți din ce verset din Biblie e cântarea asta? Păi nu vă supărați, bazaconii, de asta compun și eu. Vină, o ține-mă lângă tine, îmbrățișează-mă, nu știu ce. Pe mine mă interesează cântarea ce trebuie să conțină. Cuvântul lui Dumnezeu. A cântat aici, ia jugul lui Hristos pe umeri. Se găsește în Biblia asta, ia jugul lui Hristos. Păi mă, dar cântarea trebuie să conțină, cum nu mă interesează nici tobele voastre, nici pianele, nici fanfarele voastre, mă interesează cuvântul. Asta e doar transmiterea, o armonie, o melodie ca să intre cuvântul. Eu am auzit de multe ori, zice, cântarea pregătește predica. Nu! Cântarea trebuie să fie o predică. Păi n-ați auzit cântare? Mărețul har m-a mântuit. E undeva în Biblia asta. Dar tu ești eroul meu, o, o, o. Eu n-am citit în Biblia așa ceva. Păi atunci trebuie să fim serioși cu Dumnezeu. Vreau să vă întreb, știți ce făceau credincioșii din Berea după ce predica Sfântul Pavel? Ce făceau? Acum vreau să vă întreb, dacă ar veni Pavel Sfântul să vă predice de aici, l-ați cerceta cu Scriptura? Bă, da, bă, ăsta e Sfântul Pavel, ăia din Berea au zis, la noi nu merge așa. Poți să fii Pavel, poți să fii Petru, poți să fii cine vrei. Noi vedem dacă ce spui tu în predică este în cuvânt. Acum vreau să vă întreb, ce trebuie să conțină predica? Dorințele mele, nu? Să vin să vă spun, bă, fraților, am fost acolo, am fost acolo, s-a făcut așa. Ce e asta? Ce trebuie să conțină o predică? Cuvântul, ce trebuie să conțină o cântare?
Cuvântul, ce trebuie să conțină rugăciunea? Păi același lucru peste tot. Dumneavoastră nu înțelegeți, singurul lucru care nu putrezește și rămâne în veac, cine îi? Cuvântul, și noi transmitem prin cântare cuvânt, în rugăciune exprimăm cuvânt, în predică transmitem cuvânt, pentru că baza este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, uitați-vă cât cuvânt neîntrupat este în noi după rugăciune, pentru că noi exprimăm în rugăciune cuvântul. Predicile poate n-au cuvânt, cântările n-au cuvânt. Înțelegeți dumneavoastră? Și al doilea efect este că în momentul când se întrupează cuvântul în tine, vei exprima în vorbirea de zi cu zi cuvântul. Pentru că dumneavoastră oricum vorbiți în fiecare zi. Biblia nu zice să tăcem, Biblia zice vorbiți între voi. Ce? N-ai să vă spun ce vorbesc doi pocăiți când se întâlnesc dimineața. Ai băut cafea? Hai să mergem la cafea, mai foc. Și ce fai la cafea aia? Ce vorbești? Băi, cum a fost aseară? Zic că a fost, bă, șucutare din America, mă. Bă, ai auzit ce s-a întâmplat la Dej, mă? Da, la Beuș, ați auzit ce s-a întâmplat? Numai comentatori, numai observatori, nu se pune nimeni în genunchi să se roage. Numai comentăm. Păi nu, noi trebuie să vorbim. Vorbiți între voi, nu ziceți tăcem. Acum, dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Evanghelizările care le facem arată o slăbiciune a noastră. Păi acum gândiți-vă dumneavoastră, de ce ar trebui, să zicem, Virgil Neagu de lângă Suceava să vină să-i predice la vecinul tău? Tu ce ai făcut? Ce ai vorbit cu el un an? Vi se pare normal și corect să chem unul de la Suceava să-i vorbească lui vecinul meu? Dar eu ce am vorbit cu el un an? Ce ai vorbit dumneavoastră cu vecinul un an? A, știu, i-ai spus vecine, vezi că cu gardul te-ai dus la mine jumătate de metru, există tribunal pentru tine. Și după un an îl chem pe Virgil Neagu sau pe nu știu care, de la Botoșan, de la Suceava, să predice la vecinul meu că eu... Nu. Evanghelizarea se face tot anul de către dumneavoastră și odată pe an facem punctul culminant cu cât un evanghelist sau predicator din țară. Dar dacă dumneavoastră tot anul ați avut rude, ați avut prieteni, ați avut vecini, aveți în familie, nu le-a zis nimic. Ce s-a întrupat în noi? Că dumneavoastră oricum vorbiți. Ce vorbiți? Păi la fel. Ce se întrupează în tine? Dacă s-a întrupat și ai văzut Real cu Barcelona, nu știu cât, 2-1, ce vorbești când pleci de acolo? Ce vorbești? Din Biblie? Dacă ai văzut filmul ăla, dacă ai văzut mașina aia cu nu știu cât scai putere, ce intră în tine vei vorbi? Eu dacă mă lăsați 2 zile cu dumneavoastră, eu nu-s proroc. Eu vă spun la fiecare ce aveți în voi. Că îmi dau seama ce vorbiți toată ziua. Vă ascult ce vorbiți toată ziua dimineața până seara și vă spun, asta e în tine. Dragilor, nu este întrupat cuvântul în noi. Și de aceea nu avem forță, nu avem putere, nu avem viața lui Iisus de biruință asupra celui rău. Oastea Domnului, nu știu dacă ați auzit de mișcarea Oastea Domnului, a început cu 100 de ani în urmă, printr-un preot. Și preotul ăsta a spus, ducem poporul la Biblie și Biblia la popor. Și au luat o hotărâre. În câțiva ani au ajuns la 100 de mii. Știți cum? Au luat o hotărâre. În fiecare zi, un ostaș trebuie să facă 3 lucruri. 1. În fiecare zi, un ostaș trebuie să citească din Biblie. Sunteți de acord? Doamne ajută! Al doilea lucru, fiecare ostaș în fiecare zi trebuie să se roage. Sunteți de acord? Ne rugăm cu ce citim. Și al treilea lucru, fiecare ostaș, prima persoană pe care o întâlnește în ziua respectivă, trebuie să-i spună ce-o citit în Biblie. Și Dumnezeu a făcut 100 de mii. Pentru că cuvântul are putere. Na, în fiecare zi noi vorbim cu cineva. Ce? Vă duceți la școală, ce vorbiți? Vă duceți la serviciu, ce vorbiți? Vă întâlniți cu vecinii, ce vorbiți? În familie, ce vorbiți? Ce se întrupează în noi? Dragilor, rezultatele sunt uluitoare.
În primul rând, versetul ăsta a spus, veți birui pe cel rău. Sunt niște lucruri simple pe care le putem face toți. La fanfară nu poți cânta toți, pentru că trebuie repetiție, trebuie profesionism, la cor la fel. Dar la lucrarea asta lui Dumnezeu, și ăla cu o clasă, și ăla cu conservator, și cu facultate, și cu doctorat, e același. Dacă dumneata în fiecare zi înghiți cuvântul, mănânci, dragilor, Biblia nu este un ziar pe care să-l citești. Nu este o carte de unde culegi informație. Biblia este o pâine care trebuie să o mănânci. Am văzut că se citea într-o adunare, era un bătrânel acolo și se citea Biblia și ăla care citea rapid. Și bătrânul zice, măi băiete, mă, păi eu cum citești tu nu pot înghiți nimic. Păi eu trebuie să mănânc ce citești. Citește rar, tare, ca să pot mânca. E, dacă mănânci Biblia, vei trăi. Ia gândiți-vă ce zice versetul. Strâng cuvântul tău în... Și ce se întâmplă? Deci nu mai păcătuiești. Îl birui pe cel rău. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voie. Dacă intră cuvântul și îl strângi și te cucerește cuvântul, nu mai păcătuiești. Pune dacă poți Ioan 15 cu 7 să vedeți aici ce rezultat uluitor. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, acum fiți foarte atenți, cereți orice veți vrea și vi se va da. Na, vreau să vă întreb, dumneavoastră dacă cereți orice vreți, vă dă Dumnezeu? Înseamnă că Dumnezeu minte. Păi dacă Dumnezeu zice, orice veți cere, vă dă. Minte Dumnezeu, vă întreb. Păi nu luați numai bucățica din final, orice veți vrea, vi se va da. Luați în context că zice, dacă rămân în voi cuvintele mele, ce o să ceri? O să ceri ce în cuvântul lui și îți dă? Nu că ceri ce vrei tu. Eu mai vreau culoarea mașinii să fie verde. M-a zis unul băgat către mine, băi, mergi la evanghelizări, ce mașină ai? Am spus, băi, îți trebuie o mașină mai bună, roagă-te pentru ea. Eu nu mă rog pentru mașină. Nu mă rog, că nu știu dacă îmi dă. Și rămân cu buza umflată. Dar dacă citesc în Biblie ceva, aia știu că îmi dă. Doamne, ai milă de noi. Noi trebuie să căutăm cuvântul Lui, să exprimăm în rugăciune cuvântul Lui. Cuvântul exprimă dorința de mântuire a Lui Dumnezeu, de sfințire, de săvârșire. Dacă mă rog lucrurile astea, Dumnezeu trebuie să-mi dea. Binecuvântat să fie El. Deci gândiți-vă, birui pe cel rău, nu mai păcătuiești, ceri și ți se dă, adică răspunsul la rugăciune care te ridică în viața de zi cu zi. După aia gândiți-vă noastră, pune Psalmul 1. Știți Psalmul 1 cu toții, versetul ferice de om, așa, 2. Ci își găsește plăcerea, e cucerit, s-a întrupat în el cuvântul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă cu omul ăsta? Fiți atenți la 3. Pune versetul 3. El este ca un pom sădit lângă un izvor de... Cum arată un pom sădit lângă un izvor de apă? Ați văzut? Cum arată? Exact ca noi. Noi este ca după boba de la Hiroshima. N-are nicio legătură cu vreun izvor felul care arătăm. Eu v-am spus că am contact vizual când mă uit. Și când predic, mă uit la partea bărbaților și văd câte unul. Au, zic ăsta mânghite. Mă uit la surori. Când mă uit la surori, una e, au, zic ăsta a murit de tot. Și zice nevasta către mine, zice, băi, tu câteodată te uiți numai la anumite persoane din biserică. Păi normal, ca să nu îngheț eu. Dar mă uit la câte o persoană care stă așa. Zic, bă, ăsta acum înghite. Păi cu totul altfel, are altă înviorare, altă prospețime, pentru că e lângă izvor. Am fost la o biserică și zic, fraților, am o predică astăzi în 5 puncte. Când le-ai spus la biserică că ai 5 puncte în predică, deja s-au desumflat jumătate. Dar eu, ca să-i las așa mai umflat, zic, dar vă spun numai 3. Și 3 le-am spus. Și după ce am încheiat predica, vine un tânăr la mine. Zice, frate Mihăiță, dumneavoastră
ați spus că ați avut 5 puncte în predică? Zic, da. Și ați predicat numai 3 puncte? Da. Zice, mie mi le spuneți și pe alea alte două, nu plecați. Ăia l-ați butonau probabil să scape de 3 puncte, ăsta mai voia 2. Care-i diferența? Când se întrupează cuvântul în cineva, te soarbe, te înghite. Ei, dacă a intrat în tine mașina, casa, munca, afacerea, când vii aici, ce poți să faci? Asta e cea mai faină poziție. Pentru că ești epuizat de lucrurile care te-au cucerit și au intrat în tine toată ziua. Pune-te, rog, și să încheiem cu Iosua 1 cu 8. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte. Observați, te prinde cartea asta, te cucerește zi și noapte. Nu ești numai la cuvânt. Căutând să faci tot ce este scris în ea și fiți atenți acum ce rezultate. Căci atunci când te cucerește cuvântul, vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Acum vă întreb, există zile în viața dumneavoastră când te ocupați cu lucruri și nu aveți timp să citiți? Și cum o să lucrați? Cu înțelepciune? Și o să izbutiți? A, după 15 ani, când dai faliment, dai vina pe Dumnezeu? Acum fiți atenți ce zice Dumnezeu, fiți atenți. Dacă în voi intră cuvântul meu și îl exprimați în rugăciune și în viața de zi cu zi exprimați cuvintele mele și te purtător de cuvântul vieții, eu, Dumnezeu, vă fac să izbândiți în lucrările voastre și să lucrați cu înțelepciune, ora aia care a rămas. Binecuvântat să fie. Păi dumneavoastră gândiți-vă, dragilor, toată creația lui Dumnezeu e făcută prin ce? Ce nimic din ce a fost făcut, creat, n-a fost făcut fără ce? Fără cuvânt. Și dacă tu ești purtător de cuvânt, tot ce-i creat prin cuvânt te ajută. Dacă nu ești purtător de cuvânt, tu vei ieși în creația lui Dumnezeu făcută prin cuvânt și ați vine împotrivă. Pentru că, pe mine m-a făcut cuvântul lui Dumnezeu, ce-i cu tine? Păi n-ați citit dumneavoastră, de exemplu, Moise, care era după cuvântul Domnului, a ajuns la Marea Roșie. Egiptul, egiptenii în spatele lor, situația imposibilă, trebuia să fie făcut praf. Ce-a făcut Marea? Păi l-a ajutat pe Moise, s-a despărțit și a făcut autostradă. Și Moise, cap autostradă, ușor. Au venit și egiptenii tot pe autostrada aia. Știți ce scrie Biblia? Că au început să vină valurile înapoi și le-a îngreuiat mersul. Observați o diferență. Unul merge pe același loc, în aceeași muncă, cap autostradă și băi, nu știu, parcă azi a fost un vis, mă. Așa m-a ajutat Dumnezeu, a reșit lucrurile de numai. Altul tot același lucru a făcut, zice, băi, nu știu, mă, așa a fost de greu azi, parcă toate lucrurile au mers în apă, dar parcă a fost beță în roate. N-ați pățit? Pentru că nu te ajută, te încurcă, îți îngreuează mersul și noi vedem bine. Și în loc să punem mâna pe cuvânt, apăsăm mai tare pe accelerație. Nici mâine nu citesc! Nici mâine nu mă rog, nici mâine nu vorbesc despre asta. Nu, că am treabă. Gândiți-vă dumneavoastră la Iona care nu era după cuvânt. Ce-a făcut marea? S-a înfuriat. Acum vreau să vă întreb, valurile au nervi? Se enervează valurile? Au sentimente? Nu, cum s-au enervat valurile? De ce s-au enervat? Pe cine s-au enervat? Păi valurile alea erau făcute după cuvânt și în corabie era unul care nu era după cuvânt. Când l-au luat și l-au aruncat în mare, ce-au făcut marea? Păi cum funcționează marea? După cuvânt. Dar când s-a dus în adânc Iona și a venit mintea după cuvânt, ce-a făcut Dumnezeu? Iona a trimis un submarin, o balenă. Dar balena aia prin ce a fost făcută? Și-a zis, scuipă-l afară pe ăsta că vrea să meargă acum după cuvânt. Auzi? Dar dumneavoastră a citit cum Dumnezeu trimite un pește să ia o rublă în gură și îl trimite pe pește și te duce acolo pentru că o să vină Petru și o să dea cu undița.
Și îi trebuie rubla asta. Cum funcționează pește, balenele, mările, oceanele? După ce? După cuvânt. Dar vreau să vă întreb, la Iosua, când s-a bătut și era după cuvânt, ce-a făcut soarele? Dar ce-a făcut la unul care nu era după cuvânt, o măgăriță? Dar de ce l-a strâns de perete? Și nu l-a lăsat, nu voia să meargă. Și-a bătut. Ați bătut vreodată vreun animal că nu vrea să meargă? Dar de ce l-ați bătut pe animal? Nu v-ați întrebat dacă a citit în Biblie dimineața? Păi măgarii, animalele, marea, oceanele, balenele, peștii, toate sunt făcute prin cuvânt. Și îl ajută pe omul care e purtător de cuvânt și vine împotriva omului care nu-i după cuvânt. De-aia zice, vei izbuti în toate lucrările tale și vei lucra cu înțelepciune. Hai să închei în final, pentru că am zis că închei asta, dar hai să vă mai spun un lucru, că cine știe dacă mai chemați pe aici și dacă mai vine eu pe aici. Pune Deuteronom, capitolul 29, versetul 12, să încheiem cu lucrul ăsta frumos. Uitați-vă bine ce scrie aici. Stai ca să intri în legământ cu Domnul Dumnezeul tău, în legământul acesta încheiat cu jurământ și pe care Domnul Dumnezeul încheie cu tine ziua aceasta. Cum vreau să vă întreb? De ce trebuie să intri într-un legământ cu jurământ? Nu e asta răspunsul. Dar oricum v-a făcut atenți. E bun și așa. Deci eu să înțeleg când trebuie să fiți atenți, trebuie să trimiți niște semnale. Nu, dumneavoastră să nu râdeți, pentru că trebuie să știți că în momentul când se predică cuvântul, sunt și lucruri care vin împotriva. Dar uitați-vă de ce trebuie să intri în legământ cu Domnul Dumnezeul tău, legământul acesta încheiat cu jurământ și pe care Domnul tău îl încheie cu tine ziua aceasta. De ce? Explică în versetul următor, 13. De ce trebuie să faci un legământ încheiat cu jurământ? Ca să te facă azi poporul lui și el să fie Dumnezeul tău. Vreți să faceți parte din poporul lui Dumnezeu? Vreți ca el să fie Dumnezeul dumneavoastră? Atunci trebuie un legământ cu jurământ. Dar ce o fi asta legământ cu jurământ? Eu am auzit de multe ori când îi botez aici la noi, zic păstorii, zice, cu tare prietenul Marcel încheie legământ cu Domnul în apa botezului. Ați citit dumneavoastră așa ceva în Biblie? Ați citit dumneavoastră în Biblie că cineva a încheiat legământ cu Domnul în apa botezului? Nu! Legământul nu se încheie în apa botezului, legământul se încheie în sângele lui Iisus Hristos. De-aia dumneavoastră la cină, ce ziceți? Acesta este sângele legământului celui nou. Deci unde a fost încheiat legământul ăsta? Cu jurământ. Dar hai să vedeți mai bine cum se încheia un legământ, să citim din Biblie. Exodul 24 cu 3 și încercăm să încheiem. Moise a venit și a spus poporului, fiți atenți cu ce începe totul, că aici am vrut să vă duc. A spus poporului ce? Toate cuvintele Domnului și toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas. Ăsta e legământul. Auzi cuvintele Domnului și închei un legământ prin jurământ cu gura ta. Ce zici? Vom face tot ce a zis Domnul. De ce însemnează legământ? Legământ însemnează cuvintele Domnului și jurământul tău că te legi de Dumnezeu să faci ce a zis Domnul în cuvânt. Pune și versetul 4, prima parte. Moise, Exodul 24 cu 4, zice, Moise a scris toate cuvintele Domnului. Observați? Deci le-a spus, le-a scris și dacă vreți la versetul 7, dă-i, zice, a luat cartea legământului. Deci Dumnezeu i-a dat niște cuvinte, Moise le-a zis, le-a scris în cartea legământului și el se numește legământul cel vechi, de aceea aveți Vechiul Testament. Deci legământul în Vechiul Testament avea niște cuvinte
Da? Erau scrise în cartea legământului și era hotărârea omului și a poporului, din nou se repetă aici așa la versetul 7, a luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului, ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Deci era o carte a legământului, noul, vechiul legământ, da? Cuvintele Domnului, era hotărârea poporului prin jurământ, vom face tot ce a zis Domnul. Și atunci la versetul 8, în legământul ăsta încheiat cu jurământ, Moise a luat sângele și a stropit poporul. De sângele asupra cui vine? Numai asupra oamenilor care încheie legământ. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, sângele mielului activează asupra omului care încheie legământ. De aceea dumneavoastră la cine ziceți sângele legământului celui nou? Și aici zice mai departe, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, pe baza temeiului tuturor acestor cuvinte. Deci un legământ însemnează niște cuvinte de la Dumnezeu, care în vechiul era Vechiul Testament, și hotărârea poporului să urmeze legile lui Dumnezeu. Și atunci Moise cu sângele mielului stropea legământul ăsta încheiat între popor și Dumnezeu. În Noul Testament avem cuvintele scrise în Noul Legământ. Dacă citiți Noul Testament, sunt cuvintele Noului Legământ. Orice om care ia o hotărâre cu jurământ, de astăzi încolo vom face tot ce a zis preotul, tot ce a zis păstorul penticostal, tot ce a zis papa de la Roma, așa scrie. Nu! Tu legământul închei cu Domnul pe baza unor cuvinte, adică Noul Testament. Dacă dumneatale nu ai luat o hotărâre să urmezi tot ce este scris în Noul Testament, nu ai un legământ cu jurământ și sângele Domnului Iisus Hristos nu te iartă, nu te curățește, nu primești moștenirea. Eu am venit în seara asta cu soția mea, Domnul să o binecuvinteze. Când nu era soția mea, eu îi dădeam o prăjitură, dar casa mea nu era ei. Când a devenit casa mea ei, sau invers mai bine? Când? Când eram prieteni? Când am încheiat un... Deci în momentul când am încheiat legământ, tot ce am avut eu a fost și a ei. Deci în momentul când încheie legământ cu Domnul și legământ însemnează un jurământ că urmez tot ce a zis Domnul în Noul Testament, în momentul ăla toată moștenirea lui Dumnezeu vine pe tine. Sângele Domnului Iisus intră în acțiune și te iartă de toate păcatele. Și vii la botez să exprimi legământul. Tu nu-l faci în apa botezului. Tu l-ai făcut între tine cu Domnul pe baza unor cuvinte. Sângele a încheiat. Vreau să vă întreb. Dumneavoastră care v-ați botezat înainte de botez, ați fost iertați? Înseamnă că s-a produs legământul. La botez vii și exprimi legământul public. Ei, în Noul Testament ele erau la pachet. Se întâmplau toate odată. Pentru că erau pregătiți să moară pentru Hristos. Acum dumneavoastră se înțelege la botez, dumneavoastră veniți, dacă încheiați un legământ cu jurământ că urmați cuvintele Domnului, veniți la botez și exprimați legământul care l-ați încheiat. Și vă întreabă public, vreți să-L urmați pe Domnul Iisus cât timp? Dar ce însemnează vreți să-L urmați pe Iisus? Vreți să-L urmați pe Domnul Iisus? Păi toată lumea zice că vrea. Și ce înseamnă asta? Ce să urmezi, de fapt? Cuvântul care l-a zis Iisus. Asta trebuie să urmezi. De aceea totul are la bază cuvântul lui Dumnezeu. Dragilor, înțelegeți în seara aceasta ce trebuie să ai ca să fii puternic și să-l bați pe diavol. Așa s-a numit predica din seara asta. Ce să ai ca să-l bați pe Satan? Ce să ai? Hristos în voi, ce înseamnă Hristos în noi? Întruparea cuvântului, Duhul îi dă viață și se aprinde în tine o fire dumnezeiască, o viață dumnezeiască, o sămânță dumnezeiască
pe care dacă se întrupează o exprimi în rugăciune, îți afectează rugăciunea, îți afectează vorbirea, îți afectează trăirea. Rezultatele sunt uluitoare. Îl birui pe cel rău, nu mai păcătuiești, primești răspuns la rugăciune, ești ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Lucrezi cu înțelepciune, izbândești în lucrurile care le ai și în momentul când faci un legământ, îl faci pe baza cuvintelor lui Iisus, nu pe baza unei religii. Și juri, faci un jurământ că urmezi ce a zis Domnul. Și dacă ai greșit odată, te întorci înapoi cu pocăință. Dar noi am luat o hotărâre să-L urmăm pe Domnul Iisus. Este cineva în seara asta dintre prieteni care vrea să-L urmeze pe Iisus? Să ia o hotărâre cu jurământ? Că vor face tot ce a zis Domnul, că veți fi interesați de Noul Testament, nu de ce zic penticostalii, baptiștii și ortodoxii, și luați o hotărâre că urmați Noul Testament. Voi cineva care vrea să intre în legământ? Ați văzut? Doamne, ai milă de noi! Poate sunteți unii cu legământ care ați călcat legământul, dar ce însemnează să calci legământul? Ce înseamnă să calci legământul? Însemnează să calci cuvântul lui Dumnezeu, să nu-l mai practici. Asta înseamnă că ai călcat legământul. Este cineva dintre dumneavoastră care a călcat legământul și vrea să se întoarcă din nou cu jurământ înaintea Domnului? Deci dumneavoastră la Jebel sunteți niște îngerași care veți zbura direct spre iad. Pentru că fără asta nu se poate. Nu-i niciunul care a călcat legământul. Nu-i niciunul care vrea să facă legământ. Deci toți sunteți niște sfințișori. Și când o să plecați acasă și mâine o să vedeți ce e întrupat în dumneavoastră. Prin rugăciune, prin vorbire, prin trăire. Haideți să ne rugăm.